într-o parte așa și aș vrea să vă spun prima dată bun venit la întâlnirea noastră de astăzi și pentru că este 1 decembrie, dar și pentru că suntem români, aș vrea să începem, vă rog să vă ridicați în picioare, să începem cu imnul ăsta. Aș vrea să
spun bun venit, așa, într-o ordine, nu știu, nu, în primul rând, doamne profesor universitar, doctor Arsenescu, care este deja o prietenă a Slănicului, a mai fost și acum câteva săptămâni, vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației, domnului Petru Frăsilă, un vechi prieten al Slănicului deja, de 7 ani, vine și promovează localitatea noastră, proprietarul televiziunii Tele Moldova. Să-i spun bun venit domnului Moroșanu Vasile, care este artist al poporului Republicii Moldova, dar este în același timp președintele Consiliului Național al Oamenilor de Cultură din Basarabia. Să-l salut pe Dan Buznea, care este aici în prezidiu, pentru că astăzi avem un eveniment important legat de centenarul de când s-a născut tatăl lui, trecut în neființă mai în urmă, o să aflăm lucruri importante. Aș vrea să salut, așa, o iau într-o ordine, pe doamna profesor, doamna Ciuchi Ana, care este și poet, este și cantautor al unor colinde, da? O să ne surprindă astăzi. Mulțumesc consilierilor locali, doamna Buțan, profesor Cătălina, profesor universitar, doctor Cătălina Babei, bine ați venit la noi, domnul Firiță Carp, este membru al Uniunii Scriitorilor, Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, împreună cu soțiile dumneavoastră, domnul Frăsilă, domnul Ion Prisăcar, este vicepreședintele Asociației Suflet de Artist din Basarabia, de altfel organizatorul festivalului de obiceiuri ștereții Basarabene, care se sfârșea la Sălim Moldova, deja au fost 6 ediții. Domnul profesor universitar dr. Babei Radu, de asemenea este și director al Direcției Județene de Sport și Tineret, acum. Colegele mele, mulțumesc tare mult pentru sprijin și este și Cristi acolo în Cristia Babei, Mihaela Dudoran și Mânița Botezatu, împreună cu Alex Rapune, e sus acolo, colegii mei, suport tehnic astăzi. Părintele Catolic de la Cireșoaia, Ștefan Ciobotaru, bine ați venit, părinte. O surpriză plăcută astăzi este prezența domnului Mironescu Mircea, care este inginerul care a construit cele mai multe obiective din Slănic Moldova. O să ne povestească dumnealui și Bugesereul și Perla și Dobru și mai multe clădiri. Mă bucur că reușim să fim împreună astăzi. Familia Cotescu, domnul Cotescu, bine ați venit, fost primar și consilier local și profesor în comunitatea noastră, împreună cu soția, cadru didactic, bineînțeles. Doamna Muscă, o prezență foarte agreabilă, vă mulțumim că ați venit, doamna director Tudoreanu și este și consilier local, bine ați venit. Doamna secretar generală din primărie, împreună cu prietena dumneavoastră, nu am, nu știu numele, dar împreună cu soțul, da, și familie de prieteni. Poeta noastră contemporană, doamna Ionica Bandrapul, bine ați venit, foarte frumos așa se face, cu ținută. O să avem și noi ocazia la evenimentul de la Cimitirul Eroilor să ne punem ținută de tricolor. Domnul Ciobanu, consilier local și fost ofițer în Poliția Slănic Moldova, colega noastră Frica, Bogătoiu, juristul primăriei, domnul Forcuș Petre, domnișoara Elena Stoica, nu? Cred că am reținut bine, este coordonatoarea Centrului de Artă Contemporană în Context, care se desfășoară aici alături, colega noastră Moraru Ela, șefa biroului economic, doamna Băcaru Rozica, colega noastră scurtul Mihaela, împreună cu fiica dumneei, mulțumesc. Domnul viceprimar, cam în spate acolo, dar mulțumim tare mult pentru prezență. L-avem alături pe domnul Dascălu, Cici Dascălu, care este și colegul nostru, dar este și întreprinzător în Slănic Moldova. Domnul profesor Mitu, profesorul meu de istorie, un gând bun și doamnei diriginte Mitu, soția dumneavoastră a fost diriginta mea, domnul Petrei, Cristian, care sunt ofițer de jandarm și fost șef al jandarmeriei de la Slănic Moldova, și cei din urmă, ca și cei din tâi, consilierul local, Moraru Gabriel.
V-am amintit pe toți și vă spun bun venit încă o dată. Aș vrea să încep prin a vă spune câteva dintre puțin din istoria localității noastre, dar nu atât din istoria localității, cât din perspectiva cum suntem noi aici astăzi în Moldova. Pentru că noi suntem aproape două localități într-una singură. Prima dată fiind Cireșoaia, acum mai bine de 250 de ani, când s-au stabilit acolo comunitatea din Cireșoaia și care a contribuit foarte mult la dezvoltarea stănicului, de altfel cariera din Cireșoaia și pălăria din Cireșoaia sunt cele două structuri industriale suport care la începutul sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX au contribuit foarte mult la construirea obiectivelor importante din Stănic, cazinoul, baza de tratament, cheiul râului Stănic, dar și drumul de la Târgu Ocna la Stănic Moldova și este stațiunea Stănic Moldova, care practic ea n-a fost oraș, pentru că prima dată a fost sub administrarea Episcopiei Sfântul Spiridon Iași și aici s-au dezvoltat mai mult turismul și recuperarea medicală și istoria noastră este cumva legată și trebuie să încercăm să o privim din perspectiva și a comunității Văii Stănicului. Pentru că, așa cum am discutat chiar ieri cu doamna Ciuchi, Ana, sunt foarte multe povești despre Valea Stănicului, despre modul cum se făcea educație la Cerdac, la Cireșoaia, ce comunități mari ce comunitate numeroasă era și la Cireșoaia și la Cerdac. Și din această cauză aș vrea ca de anul acesta să, cu ocazia zilei de 1 decembrie, să avem în fiecare an un asemenea eveniment prin care vom încerca să apreciem cât mai mult din activitatea celor care ne-au ajutat și, bineînțeles, să încercăm să folosim acest moment pentru a interacționa și pentru a afla cât mai multe despre localitatea noastră. Dacă nu ne respectăm trecutul, nu putem privi în viitor sănătos. Aș vrea să încep cu punctul principal al acestui eveniment, care este acordarea diplomei de cetățean de onoare post-mortem al domnului doctor Romulus Buznea, care a fost medicul stațiunii noastre, care a fost și jurnalist și o să aflăm mai multe de la băiatul dumnealui, de la Dan Buznea, pe care îl rog să spună câteva cuvinte, dar nu înainte de a oferi această plachetă cu respect și cu considerație pentru ce a făcut tatăl dumnealui și pentru ce face dumnealui pentru localitatea noastră, de altfel fiind dumnealui acum fiind și la promovarea turismului pe județul Bacău și este și membru al Uniunii Jurnaliștilor. O să mai spună mai multe. Consiliul Local a aprobat această diplomă de cetățean de onoare. Se conferă post-mortem titlul de cetățean de onoare al orașului domnului doctor Romulus Buznea pentru toată activitate literară și profesională desfășurată. 1 decembrie 2022. Vă ofer cu mare plăcere și să purtați memoria tatălui și vă rog. În primul rând, cu ocazia Zilei Naționale a României, vă urez tuturor la mulți ani, cu sănătate și spor în toate. Totodată țin să mulțumesc autorităților locale, domnului Marc Gheorghe Baciu, pentru, în primul rând, pentru excelenta inițiativă de a readuce în prim plan oameni din trecutul și prezentul stațiunii noastre de Stănic Moldova. Sunt onorat să fiu invitat și părtaș la acest eveniment, având în vedere că atât eu, cât și tatăl meu, familia mea, ca și alți oameni ai acestei comunități și-au pus într-un anumit fel amprenta asupra trecutului, prezentului, dar și a viitorului acestei stațiuni, care o lungă perioadă de timp a fost chiar prima din toate stațiunile în bani primatării și ale României, lucru dovedit în timp, inclusiv prin realizările stațiunii, dar și prin mențiunile care au fost pecetuite, prin publicații, cărți,
Și mai nou, ceea ce am descoperit, redescoperit, după ce redescoperit de tatăl meu, prima publicație, primul ziar care a apărut într-o stațiune din România a fost Curierul Slănicului Moldova sau Curierul Slănicului, Curierul Băilor Slănic, așa s-a numit în 1897, după care o perioadă până la începerea primului război mondial s-a numit Curierul Slănicului Moldovei, ziar care a activat cu oarece întreruper o perioadă destul de lungă, ciclică, dar care s-a terminat în sfârșit până la 1932, după o evoluție, zic eu, culminantă față de alte locații sau alte localități din țară care nu au avut parte de așa ceva. Eu, în prezent, lucrez la un serial tot în premieră, care se difuzează și online în presa locală și regională și sper ca și cu sprijinul în continuare al primăriei și chiar al unui ziariștilor profesioniști care fiecare fac parte și care l-are reprezentante și pe domnul Firiță Car și pe domnul Petru Frăzilă, să putem reconstitui acest ziar prin intermediul unui volum care să apară atunci probabil când îl voi termina și sper eu ca acest lucru să se întâmple la sfârșitul primăverii anului viitor. Este foarte interesant ca și ca din punct de vedere al evoluției acestei stațiuni, sunt lucruri deosebite. Domnul primar, știu că intrați v-am dat în posesia unui raport balnear anual care apărea în anii 1905-1906 a medicilor stațiunii, oameni de elită care au fost profesori universitari, coordonatori ai Facultății de Medicină și Farmacie de la Iași, la fel jurnaliști, oameni de cultură care și-au pus amprenta asupra locului prin ceea ce au publicat, prin ceea ce au scris despre această minunată stațiune. Aici doar așa pe scurs să evoc că le personalizez pe cum Nicolae Gane, Mihail Sadoveanu, Ion Creangă, Alexandru Vlahuță, care atât de frumos a denumit stațiunea Sinaia Moldovei și mulți alții. Nu pot acum să intru în prea multe amănunte, sper să o facem și cu altă ocazie, pentru că sunt și alți vorbitori care așteaptă să-și mai spună câteva dintre impresii legate de ce au realizat și ce poate există și propuneri pentru viitor și pe acest rând cultural și spiritual care ne și duce și care oferă identitatea culturală a localității noastre și spirituală, bineînțeles. Referitor la acest moment special și încă o dată mulțumesc pentru că au avut în vedere cei din Slănic, autoritățile locale și chiar și alte persoane care au tras un pic de mânecă de la Bacău, amintindu-mi și întrebându-mă, domnule, când s-a născut tatăl dumneavoastră? Eu n-am știut în momentul ăla, anul exact, nu mi-aduceam aminte, foarte sincer, pentru că știam data la care a murit atunci când a prins o lumânare și când s-a născut ca dată, 17 decembrie, dar aveam o mică problemă legată de anul respectiv și domnul profesor Ioan Dănilă, care sper să vină și vreau să-l întreb pe această cale pe domnul primar, probabil că o să facem evenimentul centenar pe 17, pentru că atunci este data și atunci se plinesc 100 de ani de la nașterea lui. Domnul conferențiar al lui dr. Ioan Dănilă la Bacău, care este și președintele Asociației Culturale Științifice Vasile Alexandrei, m-a întrebat, e vorba de un centenar și am răspuns, stați un pic să mă uit exact, să nu fac vreo greșeală. Da, și am ajuns, eram pe drum, am ajuns acasă și am deschis documentele, de unde a reieșit foarte clar această zi. Importantă pentru că tatăl meu alături de atâția oameni ai Slănicului, printre care mai sunt și câțiva aici de față profesori, nu mai știu ce să spun, oricum sunt încă cei câțiva care își mai aduc aminte de personalitatea lui și de faptul că a fost un mare sprijin și din punct de vedere al celor oferite pe tărâm medical, dar și din alte puncte de vedere, spiritual, cultural, artistic, a fost un om care a fost și a montat permanent și a avut o dinamică specială în activitatea asta balneară, el fiind și director al stațiunii între 1966-1970 și sigur că și-a pus amprenta definitiv pe tărâmul acesta în planologie și prin specializările care a avut, pe care le-a avut, descoperind eu acum că a fost printre puținii care, ca a doua specializare pe lângă cea de medic pe chirurgie și generală și
specializare care a avut-o imediat după terminarea facultății, celelalte care au făcut în domeniul balneologiei, cea de-a doua fiind și atestată, sigur, și acordată de către Ministerul Sănătății de atunci, a fost în tratamentul balneofizioterapeutic al cordului. Lucru foarte interesant, pentru că complexitatea tratamentului nu înseamnă doar, pentru că stațiunea este profilată pe boli digestive și respiratorii, trebuie să țină contul medic și de partea legată de afecțiunile cordului, care înseamnă foarte mult, făcând un tratament într-o stațiune care e situată și un pic la altitudine și pot genera și alte simptome, atunci a făcut această specializare, pentru că în momentul în care se întâmpla ca un pacient să aibă o anumită problemă, era consultat și trimis până automat la spitalul de la Onești, unde deja un celebru doctor, șef al secției de cardiologie, doctorul Ioniță, și spunea celor care a trebuit să doctorul Buzca, e clar, deja știm cam ce trebuie să facem și știm anamneza este ok. Bun, nu mai intru foarte mult în amănunte de astea, în afară de faptul că a fost primul medic care, sigur, sub coordonarea editorului Sporturist, care a făcut un lucru excepțional în 1981, a apărut acel, n-am acum la mine exemplarul, a fost pregătit în totalitate, mic îndreptar turistic, dar a fost și medical, a fost pentru prima oară când apar indicații terapeutice pe larg ale izvoarelor minerale, și cu recomandări și cu istorii și un istoric care a dus în relief lucruri în plenere, care nu se știau. Tatăl meu studiind sigur și prima lucrare monografică a stațiunii pe care a realizat-o învățătoarea Cleopatra Tăudu între 1930-1934, dar și din cercetările lui care au rezultat și s-au finalizat după, după această lucrare și alte lucrări medicale științifice pe care le-a prezentat la întruniri, conferințe din țară și din străinătate, au urmat aceea considerată de criticul literar al Ștefănescu, perla eposului popular românesc, Legenda Nemirii, pe care aș ruga cumva să o scoatem sub forma unui pleant, să o dăm, pentru că este într-adevăr o minunăție. L-am descoperit-o la 10 ani după moartea tatălui meu și împreună cu gazetarul Mihai Buzmea, pentru că nu suntem chiar rude, dar ne trage din familia Buzmea, de lângă Târgu Frumos există satul Buzmea. Tatăl meu, dintr-o eroare de scriere, a fost trecut cu litera S, a rămas Buzmea, el a zis, dom'le, parte mai melodios, nu-i așa, mai dur, Buzmea. Și a rămas Buzmea, da? Noi de acolo ne tragem această familie Buzmea. Iar împreună cu vechiul gazetar al Batului Mihai Buzmea am reușit să punem cap-coadă să realizăm această legendă, care este într-adevăr și de unde se trag atâtea denumiri, inclusiv a munților Nemira, Cerbul, Dobru, până și Ciungetul. Există toată etimologia asta prinsă. Eu am lucrat și pe legenda asta și am adus interesante care merită să fie citite. Eu atât am deocamdată. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc încă o dată celor care s-au gândit și un gând bun și din partea mea către noastră, către toți care ați făcut ceva pentru stațiune. Mulțumesc! Și v-am scris Buznea, așa că foarte bine. Am revenit la ce a fost cândva. Desigur că sunt multe povești despre ce s-a întâmplat acum 100 de ani și mai aproape de 100 de ani. Domnul Buznea a preluat de la medicii de atunci, Rădulescu și alții medici importanți, în special în perioada interbelică, când s-a dat foarte mare atenție cercetării și recuperării. Gândiți-vă că în 1942 avem în enciclopedie, găsiți o rețetă, am făcut o fotografie a unei rețete pe care eu o am în original. Medicul recomanda 3 tipuri de apă dimineața, adică în stomacul omului se făcea așa un cocktail de ape minerale, care fiecare, prin compoziția chimică, practic făceau o apă nouă, care era oferită pacientului. Aș vrea să facem am o rugăminte ca să ne încadrăm cumva în 5 minute, pentru că vreau să dau cuvântul la cât mai multe persoane. 12:30, ar trebui să terminăm, avem o oră și jumătate, avem timp suficient. Aș vrea să o invit pe doamna profesor universitar, doctor emerit,
doamna Cătălina Arsenescu, Cătălina Arsenescu Georgescu. Am, am scris aici toate, pentru că asta e rădăcina de baștina dumneavoastră și este important. Vă rog tare mult, dacă se poate, să ne spuneți câteva. Cu mare bucurie și cu mare plăcere. Domnule primar, distinși domni de la prezidiu, distinse personalități de la prezidiu și din sală, dragi prieteni, ce poate fi mai frumos decât într-o zi de sărbătoare, într-o zi istorică, să vii într-un loc istoric? Pentru că noi suntem într-un loc istoric, o stațiune care are o istorie de peste 200 de ani. Și am constatat cu mare plăcere că în jurul meu se întâmplă niște lucruri medicale, niște lucruri frumoase, amintim de niște persoane care au făcut ceva pentru stațiune, au făcut ceva pentru sănătatea românilor și, în general, au lăsat o urmă. Și acest lucru este foarte important. Eu mă bucur că sărbătorim ceea ce sărbătorim în 1 decembrie și pentru a nu uita totuși de ce ne-am întâlnit, că noi ne-am întâlnit pentru acest lucru, eu să știți că sunt un om foarte pragmatic și în profesie și în viața de toate zilele și atunci m-am gândit, haideți pragmatic să amintesc ce reprezintă această dată. Și ca urmare, voi citi declarația deputatului Vasile Golgiș la Alba Iulia. De fapt, este vorba de Rezoluția Unirii. În 1918, adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia, în ziua de 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânsii cu România. Adunarea proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul, cuprins între Mureș, Tisa și Dunărea. Lucrurile continuă și lucrurile mai departe s-au întâmplat prin atestarea lor după evenimentele ulterioare. Dar eu vreau să vă spun următorul lucru. În această zi, gândul nostru trebuie să ne ducă la faptul și să ne mândim cu faptul că suntem români. Eu să știți că sunt un bun român, iubesc România, iubesc această țară, mă folosesc de acest lucru ori de câte ori, oriunde sunt în țară sau străinătate, să subliniez acest lucru și doresc ca fiecare dintre noi să facem ceva și să ne mândrim cu acest lucru. Iar dacă fiecare dintre noi vom face pentru cel de alături, indiferent unde se găsește, pe orice meridian, vom încerca să dovedim că suntem oameni capabili, că suntem oameni buni, că suntem un popor unit, asta înseamnă extrem de mult. Încât nu pot să spun decât că mă mândresc că sunt aici de prieteni și mulțumesc că am această ocazie. Vă spun la mulți ani români, la mulți ani România, inima cea bună tuturor! Apreciere din partea noastră. Și încep proiectele mari. Doamna profesor universitară a participat la congresul de balneologie. Ne-am întâlnit și avem un plan foarte bun pentru Stănii Moldova, să legăm mai mult Iașul de Stănii Moldova, în special pe partea medicală, dar și culturală și istorică. Și trebuie să vă spun, dacă tot m-ați strâmit dumneavoastră, colaborarea noastră se poate desfășura și se va desfășura și pe alte planuri. Pentru că noi, în acest an, fiecare dintre noi suntem președinți de Club Rotary într-o anumită zonă, iar când spui Club Rotary, spui acțiuni sociale, spui acțiuni pentru comunitate, încât iată și o altă modalitate de a comunica. Lucru foarte frumos și mă bucur de acest lucru. Și eu vă mulțumesc tare mult. Și eu vă mulțumesc. Mâine la 14.30, 7 guvernatori Rotary, împreună cu câțiva președinți din România, suntem primiți de președintele Parlamentului Republicii Moldova, acolo. Și mâine seară la Chișinău se desfășoară și o întâlnire importantă, pentru că Rotary este o asociație România și Republica Moldova. Ea s-a înființat când eram uniți și acum se păstrează, este una dintre structurile asociative care cuprinde și dreapta și stânga Prutului. Vă mulțumesc tare mult, domnul Frăsilă. Pentru mine e foarte greu să vorbesc. Pot să stau și în picioare. Cum vreți, vorbesc mai tot timpul la televizor, așa că acum o să vorbesc mai puțin.
am să precizez doar faptul că de 30 de ani sunt implicat în media, primii 2 ani, 90-91 la Chișinău, meu, cu mare respect aici la echipa din Republica Moldova. Am fost ucenic cu doamnei Desana Cunsache, Ștefan Petrache, am fost prins de familie cu doamna mea, cu Corevieru, cu Ion Aldea, cu Toina, cu Petre Adea Teodorovici. Apoi vreo 28-27 de ani la Piatra Neamț cu TLM și dacă până în ansamblu 32 de ani, 33 de ani de televiziune aproape. Sunt onorat că de 7 ani sunt un partener constant și îndrăgit la Slănic. Asta datorită domnului președinte al grupului Rotary de anul acesta, un rotarian cu calități, pentru că m-a provocat și vin la Slănic ca acasă. O spun cu toată considerația, venit și cu colegii mei, domnul Prințe Carp, mesă este membru Consiliului Director, membru al Consiliului de Onoare al GPR, acolo unde televiziunea Tele Moldova Plus are o subredacție, pentru că am devenit post național și internațional, punem în ședimele așa, pentru că ne vedem și în Republica Moldova pe toate rețelele de cabl, inclusiv Moldelecom, Starnet, Orange, Moldova. Pot să spun doar atât că onoarea și respectul pe care îl port nu mă face decât să mă simt ca acasă și vă mulțumesc pentru provocările care vor urma. Pot să spun doar o frază cu multă pioșenie, eu sunt inginer constructor și am învățat meseria de la domnul Mironescu, care a fost directorul meu la Cursul de Construcții din Iași. Domnia sa m-a coordonat din două motive. Domnul Mironescu era director, iar soția era șefa laboratorului. Eu după ce am fost vreo 7 ani inginer, bine, student la Seral, după ce am fost ucenic cu doamnei Mironescu, care era șefa laboratorului, încă vreo câțiva ani la laborator, am fost prieten de familie cu domnul Mironescu. Și când l-am văzut acum, pot să spun doar atât, un om de excepție, un profesionist de excepție, care și-a pus amprenta, iată, prin aceste lucrări importante din Slănic Moldova. Un om care a venit cu tehnologia americană la un moment dat, cu construcții pentru zona Moldovei, pentru Iași, acum s-a retras la Câmpina, eu îi simt lipsa, am realizat și emisiuni și tot ce vreți, așa că, cu onoare, am cel puțin două repere aici, domnul primar și domnul Mironescu, ca să nu mai vorbim de ceilalți prieteni pe care, cu drag, am să-i promovez la televizor cât vreme voi fi viu și invitat în această comunitate frumoasă. Lipsește domnul Eugen Târcoveanu, un prieten de-al nostru, a fost 12 ani directorul Spitalului Spiridon, membru Academiei de Științe Medicale, așa cum e și doamna profesor Arsenescu, membru Academiei de Științe Medicale, oameni care au promovat... Da, trebuie să spun că am onoarea și domnul Târcoveanu și doamna Arsenescu să fie colegi realizatori de emisiuni la televiziunea Tele Moldova și nu de un an, domnul Târcoveanu de vreo 30, de când am început TLM la Piatra Neamț, iar doamna Arsenescu de vreo 8. Cu alte cuvinte, sunt și un fel de șef cu ghilimele de rigoare, pentru că am interi onoare să îi întâlnesc la un ceai, un tichio emisiunii mele, sau la o cafea pe care de multe ori o oferă invitații. Că sunt un pic mai stabili, economic, mai curați, mai prietenoși. Nu numai. Da, îndrăznesc să glumim, pentru că ne cunoaștem de o viață și ne-am adunat aici prieteni. Așa cum domnul primar a încercat să vă prezinte pe fiecare dintre dumneavoastră, considerându-vă prieteni, dați-mi voie să, prin alianța și prietenia cu domnul primar, să facem parte din această familie frumoasă a slănicenilor. Am preferat să fim pe 1 decembrie aici, pentru că vă iubim noi, cei de la Tele Moldova, și acum cum suntem naționali, o să vă și laudăm corespunzător, nu? Mulțumesc! Cu mare bucurie și respect, vă mulțumim, fără promovare nu putem să progresăm, așa că noi, ajutându-l pe domnul Frăsilă, promovându-l pe dumnealui, nu facem decât să ne promovăm pe noi indirect, pentru că o televiziune nu poate exista decât prin contribuția multor oameni. Un gând bun domnului profesor Târcoveanu, de altfel un prieten al Slănicului, dumneavoastră m-a oferit cele două cărți ale dumnealui. Una dintre ele este legată de Epitropia Sfântul Spiritual și acolo chiar vă invit să... Apropo, vă rog să-i transmiteți că dorim să avem 50-100 de exemplare, să le oferim și noi, pentru că Epitropia Sfântul Spiridon, practic, este ONG-ul, structura asociativă care a pus bazele
dezvoltării stațiunii noastre, stațiunii noastre care a făcut cele mai mari investiții la sfârșitul secolului 19, practic, sfârșitul secolului 20, mă scuzați, 1854, sfârșitul secolului 19, da? Am emoții. Și, practic, a fost startul dezvoltării stațiunii noastre. Ca să terminăm cu prezidiu, vă rog, domnul Moroșanu, artist al poporului, să ne spuneți și dumneavoastră câteva cuvinte. Stimate doamne, stimați doamne, eu azi am plășit cu dreptul. Aici, fiind prima dată a Sfântului, țin mai tare, dacă se poate, în față colegii de sus. Sunt pentru prima dată aici și trebuie să vorbesc, să mă înțeleg cu domnul primar, poate ne-a plătit ca să am păzit puțin primărie pentru evenimentul ăsta de azi. Adică, într-o glumă, am început asta. Este o onoare să fiu astăzi din dumneavoastră, la invitația domnului primar, care țin timpul nu l-am cunoscut, un om energic, un om cu o strategie bine gândită, am avut noi niște discuții în Chișinău, am văzut în omul ăsta o cultură așezată, să știți că la un român de adevărat. Știți că oamenii de cultură au fost tot timpul primii pe baricade cu ceea ce ține de tot ce este românesc. Să nu uităm de Ion, Andrei Teodorovici și Doina. Grigore Vigheru, Nicolae Dăbija, Cimpoi și mulți alții care au fost permanent au fost cei care au promovat tot ce se numește românește, tot ce se scrie românește, tot ce se gândește românește. Și în ultimul timp, Eugen Toga, eu sunt manager de Toga, noi, cu domnul primar, chiar am pus așa o discuție că trebuie să-l aducem și la Slenic, să vadă Slenicul, să vadă cum ne-a lămurit bunul meu prieten Ion Pesecaru, că aici se termină drumul. Deci, e cel mai curat aer în România, da? Pare bine că eu am ajuns să admirus aerul ăsta curat în cercul ăsta dumneavoastră de oameni, într-adevăr. E o plăcere să fii între frații, cei care și la bine și la rău sunt alături de cei de peste Prut. M-ați înțeles ce am în vedere, pentru că fără susținerea dumneavoastră, fără ajutorul dumneavoastră, fără umărul care îl puneți tot timpul, nu avem sos de vândă, așa că eu cred că, cum am vorbit noi mai mult, cel mai timp apropiat, cred că s-a îndeplinit dorința aceea a multor personalități de cultură din Republica Moldova și România, care au pus bază la strategia asta pe viitor. Vreau să vă mulțumesc pentru invitație, domnul primar, și din numele oamenilor de cultură din Republica Moldova, să vă fericit. Să fericit toți cei care gândesc, scriu, muncesc românești. Cu Ziua Națională a României. Acum trebuie să elucidăm. Ofer o enciclopedie, pentru că veniți pentru prima dată la stăciunea Roma, să o duceți și să o lecturați, să vedeți că o să aflați multe lucruri despre Slănic. Eu l-am invitat pe fratele meu, domnul Ion Pesecaru, la acest eveniment, pentru că a participat și în anii trecuți, de 1 decembrie, și dumneavoastră a făcut o surpriză invitându-l pe domnul Moroșanu. Numai că domnul Moroșanu, când a ajuns azi noapte la 1:30, n-a anunțat pe nimeni, domnul Pesecaru avea telefonul închis, eu nu știa telefonul meu și
a păzit primăria în mașină până dimineață când a răspuns la urmă să cam. Din această cauză este și o primă întâmplare așa de sprăstănit care o să-i amintească. Da, domn primar. Dar a colaborat cu poliția azi noapte, cu structuri de disciplină din localitate. N-a găsit niciun loc la niciun hotel, ceea ce este pe de o parte rău, dar pentru mine este bine că toate capacitățile au fost ocupate. În sensul ăsta, mie îmi pare rău, dar eu sper să fie un de bun augur această... Eu, știți că vine o speție la un gospodar, trebuie să te mai uiți. Ce e în Ograndă, ce e în Carman, ce e în... Așa și eu am văzut. Am văzut că nu-mi deschid ușile în Ograndă. De ce să fac eu o excursie, ca mâine să am ce discuta cu oprima. Și am văzut, l-am văzut Foișor, am cătat o mult de țigară pe tot. N-am găsit. Asta așa am văzut. Eu cum înaltă. Să știți că să vin tot timpul aici. Vă așteptăm cu drag, vă așteptăm cu drag. Să știți că asta se datorează domnului viceprimar care coordonează echipa de salubritate. Adică aici nu poate să cuprindă primarul toate, dar are niște oameni de mare nădejde. Aș vrea să facem așa un... pentru că vreau să vă devoalez că doamna Ciuchiana ne-a promis că o să ne spună o poezie și o să ne cânte ceva. Doamna Ciuchi are 91 de ani de acum. L-a cunoscut pe străbunicul meu. A fost o surpriză extraordinară. Vă dați seama? Despre bunicul am mai auzit poveste. Dar despre străbunicul meu n-am auzit nicio poveste. Și o rog să vin aici să... Haideți, vă rog frumos. Haideți. Uite, stau eu lângă dumneavoastră. Haideți să ne spuneți câteva cuvinte despre ce credeți dumneavoastră, cum a fost și să ne și dacă vreți să treceți acolo, dacă nu stați cu spatele aici, că nu este o problemă. Nu este nicio problemă. E foarte bine. Vă rog. Într-adevăr, l-am cunoscut pe străbunul domnului primar, care se numea Gheorghe Baciu, din satul Cireșoaia de atunci, când eram eu copil. Era denumit și doftorul animalelor, doftorul animalelor, pentru că nu exista pe Valea Slănicului un medic pentru animale. Dumnealui nu știu cu ce metode venea la fiecare cetățean care îl solicita când avea un animal bolnav. Creșterea animalelor atunci la Cerdac era o parte de bază a cetățenilor de acolo. Și venea și vindeca animalul. Dacă un bou, o vacă, stătea culcat, nu se putea ridica. Nu știu ce făcea, cu ce metode. Știu că curgea sânge și eram copil și mi-era frică, așa. Nu pleca de acolo, îi făcea, îi băga, nu știu ce, mă rog. Fără pregătire în domeniu. Și nu pleca până când nu se ridica animalul și începea să mănânce. Acum pot să plec. Nene, poți să plec de acum. Vaca-i sănătoasă. Păi să-ți dau ceva. Nu-mi trebuie nimic. Sănătate. De atâtea ori venea încât când îl vedeam, îl asemănam cu bunicul meu după mamă, care făcea parte din familia Ionel de la Cerdac. Și l-am îndrăgit așa exact ca pe bunicul. Și a povestit domnului primar. A descoperit la o rudă după tatăl meu un animal bolnav de antras. Dar nu îi spunea atunci, spunea dalac, așa îi spunea, popular. Și a spus, trebuie neapărat omorât și ars îngropat. Pentru că este o boală, dar de unde știam un Gheorghe
n-am aflat niciodată, eram copil atunci. Și când am auzit că primar la Bacău este domnul Baciu, zic, ia să întreb dacă l-a cunoscut pe doctorul animalelor. Și așa am ajuns să-i povestesc din activitatea străbunicului dumnealui. Eu fac parte dintr-o familie de la Cerdac, Caracu, poate mulți de aici mă știu. Am făcut școala mai de mult, am fost născută mai de mult și primii ani ai mei în învățământ a fost la Cerdac. Deși nu-i doream, pentru că eram la mine acasă și trebuie să ai o autoritate, trebuie să te impui. Dar, așa a vrut inspectoratul școlar de la raionul Târgu Ocna de pe vremea aceea și m-am venit la Cerdac. Am stat 4 ani. De urmă, la consul meu era șef contabil aici în stațiune, am plecat la Bacău și de acolo am ieșit la pensie din orașul Bacău. Ce să vă spun, iubesc satul meu de altă dată, azi cartier, dar tot ca la țară, așa. Și de fiecare dată m-am întors cu mult dor în acest loc numit Cerdac, care pentru mine casa părintească a fost primul clopoțel care a sunat pentru școala mea. De aici am pornit, plus de la învățătorii mei în clasele, pe atunci se făceau 7 clase primare. Prima învățătoare a fost doamna preoteasă Filimon. Am fost colegă de bancă 4 ani cu academicianul Valeriu Filimon, despre care Slănicu a scris foarte mult. Ei au plecat după ce a terminat 4 clase și am avut un învățător extraordinar în clasele 5-7, de un patriotism, era în vremea războiului, al doilea război mondial, eram copii. Cântecele învățate, patriotice, felul cum ne preda. Un om deosebit, a făcut cantină pentru copii orfani, a căror părinți au căzut pe frontul din Rusia. Un om deosebit, de la el am învățat foarte multe lucruri. Apoi ne-a pregătit pe mai mulți de la Cerdac, pe mai mulți elevi, ne-a dus la examen, că trebuia să dăm examen la o școală superioară. Și am făcut. Am dat examen, am reușit toți, dar au rămas puțini, foarte puțini. Poate unii dintre dumneavoastră ați avut director la liceu pe Roșca Cologhiță. Mi-a fost coleg de clasă. Unii s-au retras, valurile tinereții, mă rog. Perioada aceea mai periculoasă a vârstei și s-au retras. Am rămas eu, care ultimul an l-am făcut la pedagogică, dar un an pentru pregătirea și documentarea mea am învățat multe pe urmă. I-am cumpărat istoria literaturii, istoria limbii române, istoria poporului român,
ca să pot, într-adevăr, să fac plus specialitatea, metodici și așa mai departe, pedagogii. Mi-am dat grade, nu sunt obligatorii, dar le-am dat. Pe la Iași am dat, nu-mi fac rău, acum sunt în Bacău cu profesorii de la Universitatea Pedagogică. Mi-am dat la institutul celălalt din Iași. Și mi-a prins foarte bine. Pentru că tot timpul, că nu trebuie să te mulțumești cu tot ce ai în școală, trebuie să te depășești. Am studiat tot timpul, am fost corespondentă și la revista de pedagogie. De urmă, după ce am ieșit la pensie, am venit la Cireșoaia. Am stat 2 ani în învățământ aici la Cireșoaia. Pe vremea domnului director, Culin. Și m-am descurcat. Iar dacă acum eram pensionată, ce să vă spun, după, eu am scris mult în viața mea, în versuri, dar am distrus o parte din ceea ce am scris după Revoluție, a fost perioada aceea de care ne amintim, mi-a fost teamă așa și distrus. Îmi pare rău că am distrus, dar am început din nou, public la revista Izvorul numărul 1, a parohiei mic, și acum mai greu, pentru că vârsta, mulțumesc lui Dumnezeu, mă rog, pentru sănătatea urmașilor, vederea îmi lasă, dumneai scârție, dar scriu cu litere mari de tipar. Eu care aveam un scris caligrafic, când era pe vreme, scriu și acum cât pot și cum pot. Și ce să vă mai spun? Să spun o poezie. Da, da, vă rog, vă rog. O poezie, da. Se cheamă Medor. Când dorul de ceva te apasă și ți-este greu să-l domolești și dacă ești plecat de acasă, ai vrea să zbori, să-l potolești, Medor de satul meu natal, de zilele copilăriei mele, de florile de primăvară de pe deal, de cerul nopților țesut cu stele. Mi-e dor de cei care au trăit aici și doră mie de casa părintească, de frați, surori, părinți și de bunici și de mușcata albă din fereastră. Mi-e dor de lampa ce pe atunci făcea lumină, de trandafirul cel miresmat. Mi-e dor de prunul din grădină și dorme de horele în sat. Mi-e dor de glasul buciumului de la stână, de pariștea cu iarbă verde și cu flori, de apă pură de izvor și din fântână și dorme de serile cușezător. Mi-e dor de nopțile cu luna plină ce umpleau sarea de amurg, de candelabrul cerului plin de lumină, de apele ce-n vale liniștit. Doar de școala unde am învățat și de colegii mei de clasă, de locurile unde ne-am jucat, de baba oarba, vața ascunsele sau mingea peste plasă. Mi-e dor de zilele cu sărbători
Și de biserica ce atunci era plină de mame cu copii și fete și feciori, veniți la rugăciunea cea comună și divină. Și acum, când dorurile mari spotorite, a mai rămas un singur dor de împlinit, să plec cu sufletul în păcat, pe nesimțite spre celălalt rând, spre infinit. Avem valori în comunitatea noastră și vrem și vă rugăm dacă mai pentru edițiile viitoare, bineînțeles, să invităm cât mai mulți oameni ai locului. Felicitări și vă mulțumesc un exemplu de cadru didactic și de cetățean al localității care iubește în egală măsură comunitatea, biserica și așa o zi, dacă am stat cu doamna Anica, nu ne-am plictisit pentru că are foarte multe de spus. Vă mulțumim tare mult. Aș vrea acum să trecem din nou prutul, să ne spună domnul Ion Pisăcaru câteva cuvinte ca să facem așa o alternanță dintre... Vă mulțumesc, domn primar. Eu mă simt acasă. Am pășit partea asta prutului în 1995. Prima dată, dar deja mai bine de 10 ani sunt slăniciar. Sunt de aici, mă simt bine și de fiecare dată cu plăcere, dacă de la Chișinău să vin, arde în primea răbdare să ajung, să calc pe pământul slăniciar. Vreau să vă felicit cu importanta sărbătoare de astăzi. Vreau să felicit pe domn primar, pe generalul, guvernanța locală, toți cei care sunt implicați pentru acest frumos eveniment care v-ați organizat, că, într-adevăr, este un eveniment educațional, mai cu seamă că aici cred că trebuia să fie mai mult tineret ca să, pentru viitor, domn primar, invitați ca elevii care doresc să vină, nu îi impun, dar să vină, să vină la așa evenimente. Asta e ceva, eu, prin mine, că trec în momentele astea care au loc aici, vă spun, mă cutremură pe mine, dar pentru copii asta ar fi foarte ceva de educație. Să știe, să știe istoria, să știe neamul, că, cum ați spus și dumneavoastră, dacă nu ne cunoaște trecutul, nu avem viitor. Și nu m-am gândit că o să am luat de cuvânt, domnul primar, dar dacă îmi permit să o să citesc o poezie care e scrisă recent. Vă promit că la următoarea întâlnire va fi, că este și melodia, deja vrea să face aranjamentul, și o personalitate, un mare talent din România, am fost o interpretie, dar rămâne un secret, ca să vă provoc să veniți la un alt eveniment. Poezia se numește Țara mea, gură de rai. Exact, cumva și la legatul și de sărbătoarea de asta. Țara mea frumoasă este, țara mea e gură de rai. Parcă ar fi dintr-o poveste satele, și al nostru plai. Graiul nostru e un cântec ce-ai lăsat de la strămoși. Doina nu e ca un descântec pentru oameni virtuoși. De la Nistru până la Tisa, la tot neamul românesc, chiar și viața ne e miza pentru tot ce-i strămoșesc. De la munte până la mare, toți românii suntem frați. În dragostea noastră mare rămânem pe veci legați. Crezne este la toți dorul de acest plai dumnezeiesc, sfânt ne este tricolorul, ca și dorul cel ceresc. Pământul ne e părinte și oriunde ne aflăm, îl purtăm mereu în minte, ca pe sfinți îl venerăm. Doar aici, în astă lume,
păstrând datele străbune, găsim raiul nostru pe pământ. Și nu-i țară mai frumoasă cum e România noastră, îmbrăcată în al ei deșmânt. Vă mulțumesc! Da. Aprecierea, vă uitați spun că doamna profesoară Ciuchi este însoțită... Învățătoare. Învățătoare. Învățătoare este însoțită de membrii familiei. Și avem și o diplomă de excelență pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Și aici, pentru că el v-am oferit enciclopedia, astăzi vă ofer cartea domnului Buzlea și asta pentru aproape pentru fiecare din familie. Așa că de ceva vă mulțumesc tare mult. Și pentru că domnul profesor Abate se pregătește să meargă la Târnaviu, să fie astăzi reprezentantul, de fapt de mai mulți ani, ne ajută la ceremonialul de depunere de coroane și de rugăciune din cimitir. Îl rog să ne spună câteva cuvinte, pentru că îi pregătesc deja plecarea, ca să știu că este organizată. Sunt obișnuit cu plecările. Vă rog, bună ziua și la mulți ani România și la mulți ani români. Eu ador când domnul primar mă invită la cuvânt fără să spună că îmi vine rândul. Dar bucuria de a vă vedea e atât de mare încât pot să sar peste lucrul ăsta și pot doar să mă refer la câteva lucruri importante, zic eu. Aș vrea să mă refer la Stănic ca leagăn, dacă vreți, al stărilor de bine, al multora, și aici mă includ și pe mine, chiar dacă la mine au fost unul și momente grele, pentru că în Stănic Moldova vreo 10 ani de zile am avut câte două cantonamente pe an și credeți-mă că nu erau cele mai plăcute lucruri din lume, în sensul că știu distanțele, știu pantele, știu tot ce înseamnă alergătură prin Stănic Moldova. Dar sunt bucuros să văd cum arată Stănic Moldova. Sunt bucuros să mă plimb pe faleza Stănicului, sunt bucuros să mă plimb prin parc, dar poate că cel mai bucuros este să mă plimb dimineața, adică dimineața când e cald, să văd oamenii care ies la plimbare și care, pentru câteva ore, uită de toate grijile pământului. Stănicul a devenit, începe să devină din ce în ce mai aproape de ceea ce a fost. Da? Vorba lui Bujneamului că vom fi iarăși ce am fost și mai mult decât atât. Eu sper să continuăm pe acest trend. Vreau să îl felicit pe domnul primar pentru deschiderea asta extraordinară către Moldova. Cred că a stat destul, mai mult decât la mine în cadrament, a stat în Republica Moldova. Și iată, avem nevoie de această deschidere. Da? Pentru că sufletul românesc nu este doar aici. Aici este doar locul de întâlnire al sufletelor românești. Vă mulțumesc, doamnă, dacă aș putea să vă spun pentru ce vă mulțumesc, înseamnă că nu v-aș mulțumim pentru nimic. Ceea ce am simțit, ceea ce ne-ați transmis, nu poate fi catalogat în cuvinte, ci poate fi doar simțit. O să mă duc acum să pregătim evenimentul de la ora 1 și am să vă spun ceea ce spun tuturor studenților mei. Că a fi patriot nu înseamnă să mergem cu steagul în față, nu înseamnă să cântăm imnuri patriotice, ci înseamnă să devenim cea mai bună versiune a noastră pusă în slujba României. Și dacă eu sunt patriot, sunt patriot pentru că, Doamne, învăț în fiecare zi. Probabil că nu mi-a plăcut cartea când era mic și atunci mama m-a blestemat să învăț toată viața. Ei, asta fac și acum și încerc să le transmit studenților mei necesitatea de a fi cei mai buni. Da? De a fi cei mai buni de la, eu știu, de la educație fizică, de la ceea ce predau eu și până la fizică cuantică. Societatea noastră are nevoie de fiecare dintre noi, dar doar de versiunea lui cea mai bună. La mulți ani încă o dată și felicitări pentru eveniment. Acum trebuie să dau cuvântul unui localnic pentru ca să alternăm așa. Și având în vedere că domnul profesor Mitu
tocmai a venit acum proaspăt refăcut din capitală. Vă rog, domn profesor, să le spuneți câteva cuvinte. Și imediat îl invit pe domnul director Ironescu, pentru că are multe să ne spună. Și vă rog, domnul profesor. Permisiunea dumneavoastră am să amintesc câteva lucruri mai puțin cunoscute despre mine și comunitate. În 1969, repartiția de la Universitatea din Iași, am ajuns să devin cadru didactic pe Valea Sârnicului la școala numărul 2, respectiv Cireșoara. Specialitatea istorie geografie. Anii au trecut în 1969, de origine și de loc sunt din fostul raion Muscel, câmpul Muscel, deci uzina IMS-ul de altă dată, Aro, care a fost pe vremea comunistă, iar acolo au rămas răvășițele, că s-a distrus tot, este epoca pe care am trecut noi visă de tranzist. Venind la Sârnic, n-am mai apucat să mă reîntorc spre Argeș, 10 ani la rând am făcut dosar de transfer, iar cei de la Pitești îmi răspundeau, acolo unde te-ai dus, acolo să rămâi. Și bine au făcut, până la urmă, comunitatea m-a îndrăzit, iar eu n-am mai plecat și mulțumit comunității și familiilor din Cireșoara, pentru că acolo am văzut comunitate numeroasă, familii cu copii de la 6 la 12. Și am apucat cu soția, profesoară de română dânsa, să îi educăm generații întregi până când am reușit să ieșim la pensie după 40 de ani. Iaca am devenit moldovean, jet pe jet. Am schimbat țuica de mușă, nevastă mea zice, poșir, că de 20 de grade, cu țuica de vișoara pentru trotuși, 40 de grade, vinul de Ștefănești de Argeș cu vinul de pe Valea Trotușului, care e gustos și foarte bun. Omenia de acolo cu omenia comunității de aici, împărțită și prin noi, și uite așa am ajuns că am rămas pe locuri acesta din multă plăcere, din multă dragoste și datorită celor care m-au primit. Vă mulțumesc că m-ați ascultat! Asta este pentru dumneavoastră. La fel niște cărți și pentru soția dumneavoastră, doamna diriginta mea, în gând bun din partea mea. Vă mulțumim, domnule profesor! Vă rog pe domnul director Mironescu Mircea să ne spună câteva cuvinte. Domnul director, cred că ar trebui să stați la prezidiu, dar așa a fost astăzi. Vă rog! Când am ascultat până acum, nu mă rog pe frumoasă. Profesor, la cadă, eu trebuie să vorbesc din domeniul care este destul de dur, construcție. Asta e tot de gardă și trebuie să pui numărul serios ca să reușesc să faci ceva. Se pune în față un plac și îți vei duce la vizeți în termen unde, arătător. Îi mai duce și ca alți muncitori, ca alți mașini, ca alți utilaje, ca alți stații de pe plane, tot. E, mie mi s-a pus, dar am muncit destul de tânăr, cu 2-3 ani, da? Și m-a pus și eu de șantier la Sârnic Moldova. Și a spus direct, domnule, dar fac față, mai are așa ceva, las că face. El mai lucrez de casă înainte. Am venit la tribun, am găsit niște oameni care erau câțiva, în față de cât trebuie aici, și punem mână plană de la complexul sanatorial de 250 de euro. Da, ce trebuia să facem? Am dus după oameni, am umblat, ne-am făcut bază de producție, am făcut dormitoare la oameni, ne-am făcut tot, numai ca să pot să merg cum trebuie. Și nu știu că eu nu sunt unul ascult și mă rău, dar din pădurile sunt unul bun. Dar le vorbeam oamenilor în așa fel, încât am trezut oameni. Deci nu asculta pentru că le-ar fi trebuit. Eu îi spuneam ceva, uite, bine să faci cu tare, cu tare, cu tare. Și mi-ai explica așa, mă să te rău, o, gata, lasă, mă duc. Și a fost și cazul deosebit. Pentru cum a fost acoperit sanatorial, s-a tăiat un munte, a început să fac fundații. Și
și a venit prin secretarul județului și a spus, i-a spus, domnule, nu se poate așa ceva, e grav. Se poate dărâma muntele ăsta și moar oameni aici. Asta e clar, vezi de treabă. Nu, 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 într-o noapte, era Sfânta Maria de la zi, oamenii s-au dus la meșter, să fie așa noapte. S-au dus la meșter, doamnă, să nu mai acasă, mă zice, Sfânta Maria, să ții mai bine. Dați-ne două acasă, le-a dat două acasă. La jumătate de oară, s-a dărâmat tot muntele și putea să urmăre 14 oameni. Era așa. Peste câteva zile a venit prin secretar și a zis, vedeți, vreau să strâng asta și s-a întâmplat. Și a zis, vedeți, nu este tâmpiți cu diploma. Cam așa eram de gorăsism ăsta, după ei, asta eram cu așa. Și multe trebuie să le spus aici, îmi aduc aminte că și multe de ele sunt legate și de alte trebuie, poate era normale. Ne, veneau de la partid, la minister, să vin cu o doua, să vină. Adică, mă văd pentru altă, trebuie, dar să vină bine. La un moment dat, primam pe toară și ministru, ajung aici, vreau și o să vină. Nu e mironesc, dacă cu ce lucru m-a spune hotelul ăsta, nu e mirat, da. Pera. Nu, 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 ăsta care e la izboare, trebuie la izboare. Pera, 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 altă de mine, toată ce știa mea. Uite, e primăvara, dacă până în toamnă reușești să sapi, să pui râlețul, nu? Gata, aveți hotel, eu vin la port. M-am dus la direct, am vorbit cu lumea mea, zic, eu am dat volumul de ăsta, doamne, eu vreau să fac. A fost proiectant, s-a proiectat acolo, n-a terminat proiectul, dar am luat câteva plașe la măsutare, am venit de aceea, când a venit tovarășul în vizită, zic, să uite, gata, facem hotel. Deci, istorii de astea care din nu-ți vine să le creezi, un hotel, datorită mie. Nu datorită mie. Încăpățânările face ceva. Și asta m-am făcut să realizez așa de mai. Și când a fost cu tremurul, aveam mă ducea Tina Nemira. Nu știu dacă se chema așa. Când era acolo, când a fost cu tremurul, știam că am la fața ceva greutel, ceva greșeli făcut acolo. Și zicam, imediat, în noaptea l-am dus și am fi rău să ric, să bădai, s-a dărâmat. Când am văzut, nu s-a dărâmat, gata, am dus acasă. Și am mult de cap, consultul ăsta, știți că e foarte greu să faci ceva, nu greu, greu să înțelegi, că tot și e ușor. Să știi să programezi oamenii, să știi să-i pui la treabă, să-i vorbești. La oameni nu trebuie să-i vorbești foarte frumos. Ei sunt șantieriști, ei sunt oameni, îmi dure, vreau. Dar trebuie să-i vorbești frumos. Eu la oameni le-am spus, la un an de blocul ăsta. Dar de 3.000 de metri pătrați de tempial, de făcut. În 3 luni de zile eu sunt terminat și vă propun 10 lei pe metru pătrat. Vă duceți acasă, vă gândiți dacă e bun, dacă nu știu ce și nu știu ce face mai bun. Doamne, doamne, a făcut am seara hârtie, a terminat blocul ăla în 2 luni. Doamne, știau acum ce bani iau. Nu mai era de la șef și a trebuit, cât îi dați cu asta? Băi, dai unul în 2 luni. Eu nu le-am spus că ei avea banul planificat, știau, bă, am zis, face, bă, să nu chiar de bani. Și nu e vorba de mine. Și pentru treaba asta am găsit înțelegerea la oameni. E grea munca asta de șantier, dar sunt mulțumit că un primar m-a primit, m-a chemat, m-a primit aici destul de amabil și drăguț. Încă mă miram, deci eu mă cheam pe mine, acum vreau să fac categoria alții și alții. Am lăsat destul și complexa naturii, toate lucrurile și izvoarele făcut și chemile și fabrica de pâine și medical aici. Am lucrat că am terminat școala care este acum. Am făcut blocuri aici. Asta și destul de mult. Pentru un singur inginer care stă aici, perioada când am stat acolo, vă zic că am făcut ceva. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Despre domnul Mironescu la Rotary, la Olești, recent a fost doamna profesoară Arsenescu la un eveniment organizat de dumneavoastră și mi-a spus cineva, cunosc, am fost coleg, un domn inginer care a construit aici. Dați-mi repede contactul dumnealui și vă mulțumesc tare mult. Este doar un început pentru că dumnealui s-a angajat aseară în fața mea că o să scrie povești despre cum s-a construit, pentru că este important ca în memorie, în cărțile noastre, să avem și asemenea povești despre oameni care au muncit aici, au coordonat și chiar și, dacă vă amintiți, nume de meseriași de pe Valea Stănicului, în special
pentru că, sigur, înaintașii noștri au fost alături, ideile și managementul poate vedea din afară, dar noi, comunitatea de aici, am pus umărul de jos, de la muncitorul ăla de construcții până la cel mai mult în alte niveluri, pentru construcția localității. Cu o diplomă și enciclopedia v-am oferit-o, dar cartea domnului Dan Buznea vă ofer dacă o să vreți să luați un autograf, ceva vă rog pe fiecare. Mulțumesc. Și noi vă mulțumim și director Mironescu, după aceea a plecat la Onești și a contribuit la foarte multe lucrări din Onești, mai în special în spatele casei, hotelului acolo, blocurile, după care tocmai ne-a spus domnul Frăsilă că a fost la Iași. Privit acum pe domnul Iriță Carp, care vine a doua oară în ultimele trei luni, nu, la Stării Moldova. Vă rugăm, domnule. E o bucurie imensă și e și sinceră. Așa se spune când merg la un botez, îmi dați să-mi spune ce frumos e copilul, chiar dacă el are o mână mai la spate. Nu e nimic de complezență, chiar mă simt bine, mă simt onorat și că am prilejul să spun câteva fraze. Mai ales în ultima vreme, mi-e place foarte mult să ascult. Și se vede că e un gând înțelept, pentru că ascultând mă îmbogățesc și văd pe unde cum izvoare de fericire. Pe aici, pe lângă izvoare celorlalte de sănătate, este sigur izvoare de fericire. Ascultând tot ce se spune și cred că despre fiecare vorbitor aș putea să scriu câte o tabletică de suflet. Când spui că, uite, respect ca să poți să privești cu încredere despre viitor, câtă bucurie poate să vină de aici, când trecutul e chiar respectat. Să aduci un agenar să vorbească cu atâta frumusețe despre noi, de fapt, despre creșterea noastră, că noi vedem în doamna învățătoare toate trepte să le-a devenit ceea ce a făcut, de fapt, ca să devină alții prin sufletul domniei sale, poate ne regăsim și noi. Domnul Mironescu, e o încântare și atâtea coincidențe se întâmplă cu mine fiind aici, încât văd că dânsul a mers la Câmpina, unde am un izvor de bucurie și acolo, cu librăria El Star, cu multe lansări de ale noastre, cu colegul Victor Dochia, care face și el emisiuni, care facem cărți împreună. Văd pe domnul Dan Buznea vorbind despre începuturile unei prese unitate, într-un fel, curierul Stănicului Moldovei, care probabil că este pionierat, nu știu, nu pot să spun chiar dacă e unicul sau ceva, dar foarte interesant și mi se pare constructivă, de făcut, de urmărit această idee. Dacă eu pot să fac ceva, sigur vă face. Dar mă gândesc că și domnul Mironescu are foarte multă vigoare, aș vrea să fiu și eu măcar peste 100 de ani. Da. Măcar întotdeauna. Bravo, vine la mine să fiți că a fost 100 de ani. Străbunicul meu... Eu ar vrea să fac parte din familia. S-a născut pe 6 martie. Pe 6 martie și pe 6 martie la 100 de ani. A luat la lucru acolo și... Asta mers de muncă pentru străbunicul. Astăzi împlinesc 100 de ani, astăzi mor. Hai, domnule, las-o pace. Seara s-a culcat, s-a venit. Povestiți foarte frumos, puneți într-o carte acolo tot cât puteți, nu mai amintim noi, e de făcut el, pot să mă opresc aici? Nu, 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 spuneți, că am văzut cum îmi dați cuște. E o încântare, stai aseară de vorbă cu doamna doctor aici, afli cu Rotare, care merge la Mangalie și lui Zacala, care merge, virgulă. Asta a fost fără intenție, că cu intenție de fac la capoponie, de fac atunci când vreau să se râde, să nu râde ce am greșit. Deci merge în atâtea locuri și ajungi aici, stai de vorbă, nu știu ce afli acum. Și când vorbește, deci nu deja vă face emisiune la dumneavoastră de atâta timp. Am fost prima dată când s-a lansat cartea doamnei, care îi gălătea încă doamna, doamna Ionica Bandrabur. S-a supărat că nu i-am primit cartea. Păi dacă am fost cu forța când eram la rând să iau cartea, nu mi-am scris așa, dar nu mi-ați mai trimis-o. Păi nimic, scrieți alta și... Altă surpriză, care se leagă cu starea mea de fericire, care vine
de nu știu unde, pentru că am mers la mănăstirea Adam, pot să mai vorbesc două minute? Da, vă rog, da. Am fost tot în toate ăsta, la un prieten care a venit și ne-a sfințit avarat de creație, sigur, toți plăbic se cheamă aia, o să veniți pe acolo. Dar mai întâi să mai vină pe aici, că e mai bine ca la pe. M-am dus cu nu știu ce, așa, mă rog, cum te duci pe la mănăstiri, și părintele cu care suntem prieteni, că și scrie, și că, domnule, vă las aici, aveți unde să dormiți și cu cine să mâncați, ce să mâncați, că eu am o lansare la, la Galați, la, la, la catedrală, chiar acolo și fost. Bun, noi de ce să nu mergem, că suntem om de carte, și eu și doi chiar. Am mers acolo, surpriz, cineva din muntele Athos lansează o carte, povestește și povestește. Eu, din Aninoasa, nu știu, gândesc că Aninoasa e multă Aninoasă pe lumea asta. Și la Dâmbovița, așa, și când spune, eu din, din Aninoasa, de satul, de, da, și satul, dar nu satul meu, e Valea Siliștii, Valea Siliștii lângă Stănin. Acolo. Eu din Valea Siliștii și zic, Dumnezeu, să taci că e din Argeș. Da. Și ca să vezi că din Argeș, de unde mă dusesem eu, că eu sunt moldovean din Galați, de până în Galați, că tot de la țară sunt și eu, așa, am ajuns acolo, unde părintele ăsta a mers la Athos, povestea despre Papa Cioc și un alt mare duhovnic că mi-a fusese apropiat, la Galați, unde eu nu aveam ce să fac atunci, dar m-am dus ca să mă întâlnesc să povestească despre Aninoasa cu satul Slănit, zonă în care, nu știu dacă la dumneavoastră pe aici, e o densitate de mănăstiri ca acolo. În, între... Eu sunt pe asta dintre două mănăstiri, una de Călugări și de Măicuțe, Aninoasa și Slănit. Aici, ca să mergi acolo cu o treabă și să afli că te-ai așezat cu gânduri bune într-un loc de ăsta care tangențează sacru, înseamnă că sunt un om norocos, de asta am ajuns și aici. Aici am vrut să ajung. Da. Și până la urmă e cineva din Câmpul Lung, povestește de așa, nu, că să ne mai vedem, n-aveți cum să scăpați. Pentru că eu vreau să scriu o carte despre Argeșeni în lume. Și am mai găsit unul aici. Mai bine, dacă mai stăm, mai găsim. De fapt, uite, mă întâlnesc cu domnul Moroșan, care spune că lucrează la la Eugen Doga. La fiecare dintre noi se poate lucra, dar în ce sens? Să mai plimbe, să mai vedem și noi. Eu o cunosc și pe Eugenia Tofan, care și pe doamna Gorea Costin și pe alții. Și uite că vă cunosc și pe dumneavoastră, care ați pomenit și de la Bija, și de oameni care au fost. Cred că aș putea să vorbesc până mâine, atât de mult n-am mai vorbit ca niciodată. Dar faptul că nu beau de vreo 4 zile... Asta s-a venit măcar. Mă rog să mă lăsați și mă urmăresc de aici, că mă iau pe acolo și nu știu ce mi-am zis. Vă mulțumesc cu bani de față să mă explic. Cu dragă, vă urmăresc! Explicația este că spiritul românesc este peste tot și oriunde ne întâlnim, găsim o linie de comuniune și asta este foarte important. Vă mulțumim, vă mulțumim de suflet. Acum aș ruga pe domnul Cotescu, care este aici împreună cu doamna, fiica doamnei a Catrinei. Acum, mă scuzați, trebuie doamna învățătoare, noua Catrine. Vă rog, domnul Cotescu, să ne spuneți câteva cuvinte. Păi, am să vă spun câteva cuvinte. Fiind o zi deosebită pentru toți românii de pretutinde, am să folosesc o expresie militară. În momentul în care un soldat este lăudat, el răspunde, servesc patria. Așa spun și eu acum. Împreună servim cu toții patria. Mulțumesc! Am o apreciere pentru dumneavoastră și mă rog și pentru doamna. Și eu nu știu dacă despre domnul Buznea, dacă aveți un colț de rai. Aș putea să fac o completare la ce spunea Dan. L-am cunoscut pe doctorul Buznea. Avem și carte. Autograf al doctorului Buznea. Este prima carte din Slănic Moldova care aduce date esențiale despre această zonă. Mulțumim tare mult! Vă rog pe doamna profesoară Muscă
Maria să spună la ei câteva cuvinte, că suntem la cadre didactice acum. Stați acolo, stați acolo. 40 de ani am profesat la școala numărul 3 și numărul 1 din Slănic Moldova, la Catedra de Limbă și Literatură Română. Din 40, jumătate, așa a fost întâmplarea, am condus și la CEDAC școala și la Slănic. Și înainte de Revoluție și după Revoluție. Dar aș dori, domnul Dan Buznea a fost elev, aș dori completare la aceste minunate cărți despre monografii despre Slănicul Moldovei și ceva despre școli, că nu sunt pomenite deloc. Sau foarte, foarte, foarte puțin. Da, în enciclopedia da. Recent lansată, fiecare școală are câte o pagină, dar așteptăm să îmbunătățim. Pentru că, de exemplu, școala numărul 3, poate e chiar premieră pentru mulți din Cerdac, a fost construită în timp de 4 ani prin contribuția bănească a părinților și sute și sute de ore de muncă patriotică, elevi, învățători și profesori. Da. Și-a fi păcat să nu se știe lucrurile. Desigur, bine, e o idee foarte bună și aveam foarte multe activități educative, care, știu eu, ne-a antrenat și pe noi ca tineri pe vremea aceea, dar altfel răspundeau și ele. Dacă știi și ai tatăra logic să te apropii de ele, tu te termini să înveți, dar trebuie să o faci în așa fel încât măcar 50% din ceea ce spui în clasă, copilul să rețină. Da, și că ceva, omul sfințește loc. Exact ce spunea și domnul inginer Ionescu. Vă mulțumim tare mult, doamna profesor, o adevărată lecție de educație. Mulțumesc, o diplomă și poate aveți, dar nu mai mult. Și o apreciere deosebită pentru ceea ce ați făcut pentru comunitatea noastră. Acum aș vrea să rog pe domnul Ciobanu, care vine din zona aceasta de disciplină, de militarie, să ne spună, dar acum este consilier local și să avem și un consilier local. Vă rog, domnul Ciobanu. Bună ziua tuturor! Am onoarea să particip la acest frumos și înălțător eveniment de astăzi, Ziua Românilor, Ziua României Mari. Pe scurt, ca să nu rețin din timpul alocat, vă voi spune doar câteva cuvinte, câteva gânduri. Am fost militar o perioadă de 27 de ani și 4 luni pe care am slujit în comunitatea slăniceană. Nu sunt fiu al Slănicului, dar sunt mândru și onorat că am făcut parte din comunitate și mi-am atras respectul și considerația oamenilor de bună credință. Sunt deloc de județul Neamț, dar și în prezent trăiesc și locuiesc în această frumoasă localitate, de care m-am atașat. Ca tânăr pensionar, ca să fac o glumă așa, m-am hotărât să-l sprijin pe domnul Baciu când a candidat la al doilea mandat de primar și am zis de ce nu mergem să facem ceva, să rămână ceva frumos în urma noastră. Ar fi multe de spus, sunt și emoționat, dar ar vrea să mulțumesc tinerilor din Slănic Moldova, care în prezent sunt plecați pe meleagurile și prin țările din lume, care poate și-ar dori să revină acasă și sperăm să avem create condițiile de a se reîntoarce și de a sluji și munci în această frumoasă localitate. Avem copii buni și recunoscuți. Vreau să sar așa din de la o idee la alta, să aduc în amintirea tuturor medici care au fost și care nu mai sunt între noi, dar care au rămas în amintirea noastră. Dr. Rafi, pentru care am avut
inițiativa de a-l face cetățean de onoare și este cetățean de onoare, tatăl domnului Dan Huznea, mulți profesori și învățători care, paranteză, respect și considerați pentru doamna Ciuchi, pe care nu am cunoscut, dar care m-a încântat cu serenătatea și cu dăruirea despre care a vorbit despre frumoasa meserie. Pentru că dacă nu există educație, nu există progres, nu există civilizație. Da, vreau să mulțumesc fiilor satului care, eu am slujit mai mult cartierul Cireșoaia, așa încât sunt mai atașat acestor locuri, dar pentru toți avem copii minunați. Spuneam, e număr aici, Miller Georgiana, campioană națională la judo, care din păcate nu sunt printre noi, poate datorită evenimentelor sau eu știu un alt așa. Teodorescu Georgiana, care artist, care și-a adus contribuția împreună cu domnișoara care a fost denunțată cu acțiunea în context, care duc numele Slănicului pe alte meleaguri și este cunoscut. Mulțumesc tare mult fraților noștri de peste Prut. Am fost o singură dată spre regretul meu în Moldova, dar recunosc că ne-ați depășit la patriotism. Eu aș vrea să fim toți patrioți. Vorbim toți de unire, de așa, dar dacă nu facem nimic, nu participăm nici la o adunare, sunt convins că domnul primar a invitat mult mai mulți oameni, oameni de seamă, spune ai locului. Cine sunt, de fapt, oamenii de seamă ai locului? Suntem noi, care prin faptele noastre și așa, ducem mai departe tradiția. Vă mulțumesc! Da. O să vă mai invit în Basarabia, dacă v-a plăcut. Sunt un consilier aproape bun. În aceeași zi ne-am dus, a fost sărbătorat de la Ialoveni la ora 12, după care a fost sărbătorat de la Strășeni la ora 15 și seara ne-am și întors, pentru că a doua zi aveam treabă, dar data viitoare o să și poposim o noapte acolo. Domnul Ion. Mulțumesc! Și la mulți ani! Sunt de puțin timp aici în jocul dumneavoastră, dar suficient ca să cunosc faptul că preotul a jucat un rol important și dau mărturie, sper că nu divulg niciun secret, mă jucam cu copiii în curtea bisericii și un slănician jet pe jet, pe nume Botez, a venit și a felicitat pe copii pentru faptul că stau pe lângă biserică, stau pe lângă preot și a mărturisit că dacă a ajuns într-un loc important în județul Bacău, conducând mai multe instituții importante, îi se datorează faptului că atunci când era mic, stătea pe lângă părintele Ștefan Ierdeș, de vioasă memorie, care și-a pus amprenta pe viitorul său și iată un omagiu pe care și noi îl putem duce mai departe, chiar dacă să zicem așa, apar firele albe și la urechile mele, mă angajez ca să duc mai departe acest rol al preotului în comunitate și să ne punem și noi amprenta în acest parteneriat pe care îl avem cu instituțiile locale, cu școala și cu toate celelalte personalități care marchează și sunt un model până la urmă pentru generația tânără. Mulțumesc! Vă rugăm, doamna Ionica, și o să mă rog pe domnișoara Elena să ne spune câteva cuvinte despre proiectul în context. Și aproape ne apropiem de final, la 13 începem evenimentul celălalt, dar dacă cineva o să mai dorească, vă rog să... Vă rog! Bună ziua, la mulți ani tuturor românilor! O poză frumoasă aici, cu o ținută. Haideți mai încoace, să așa, să avem... M-a prezentat domnul Baciu, primarul orașului nostru, stațiunii Baneare, sunt Iunica Bantrabur, născută în comuna Frățănești, județul Galați. Slănic Moldova pentru mine este o a doua casă, pentru că prima nu se poate uita niciodată, atunci când ne-am născut și am călcat pământul din Curtes. Nu-l putem uita niciodată. E o poveste cum am ajuns aici la Slănic Moldova. În vara anului 2005, ultima zi de concediu,
am poposit aici, era foarte târziu și trebuia să ne căutăm un loc de cazare. Am găsit undeva dincolo de râu, în zona Gălățenilor. Iar dimineața când ne-am trezit, gazda ne aștepta cu micul dejun pregătit, cu turte coapte, cu ouă, a noi în Moldova se spune scrop, cu jumări, lapte cald, da, și totul era așezat într-un foișor, de jur împrejur, cu zorele înflorite. Eu sunt o persoană foarte melancolică, foarte sentimentală, foarte iubitoare de drumeții și de natură. În momentul când m-am trezit, râul, susura râul, era o liniște deplină. Păsările cântau și am zis, Doamne, aici este un colț de rai. Voiam să ne facem o căsuță undeva aproape de casa părinților, dar i-a zis soțului meu. Zic, dacă este pământ aici de vânzare, eu aici aș vrea o casă. Nu am plecat acasă în ziua respectivă. Am început să umblăm pe stradă să căutăm la cetățeni pământ. Știam ce dorim. O casă, o căsuță mică, scăldată de soare, de jur împrejur, verde și să ne bucurăm de acest colț de rai. Am văzut undeva un loc mai un deal, în fine, era plin de rugi de mure. Am privit acolo și am zis, era și un anunț, pământ de văzdare, și am privit acolo și am zis, eu aici vreau casa. Și acolo ne-am construit casa. Suntem, locuim definitiv din 2016. Slănic Moldova ne-a adoptat cu brațele deschise și suntem mândri că suntem cetățeni ale acestui oraș. Vă mulțumim tare mult! Doamna Ionica este de asemenea și pictor și premiată recent la foarte multe concursuri naționale și internaționale, pentru că este și premiată la Olimpiadă, nu? Veți să premii și la... Da. De data aceasta o carte a domnului Dan Buzdea, pentru că enciclopedia v-am oferit-o. Noi vă mulțumim tare mult și uitați cum ne îmbogățim cu oameni veniți aici, dar care s-au integrat foarte, nu numai că s-au integrat, iubesc locul acesta, poate mai mult, aș îndrăzni să spun, decât unii dintre noi care chiar ne-am născut aici. Vă rog pe domnișoara Elena și poate domnul Dascu, domnul Apetri, dacă mai dorește cineva, domnul Mocanu, să ne spună câteva cuvinte, m-aș bucura tare mult. Că avem, mai avem 12 minute, așa că astăzi trebuie să lucrăm după ceas. Apropo, vă invit pe toți la evenimentul de la Cimitirul Eroilor, unde se ne rugăm și purtăm un omagiu pentru înaintașii noștri, după care se binecuvântează capela mortoară și după care ne întâlnim la Dobru, pe terasă, unde de 1 decembrie se servește o fasole cu ciolan. Așa este tradiția și vă invit pe toți. Vă rog! În primul rând vreau să vă mulțumesc mult pentru invitație. Eu sunt înțelănit de aproximativ o lună de zile și mă sunt recunoscătoare să fac parte din comunitate. Și sunt impresionată de evenimentul de astăzi. Eu simt că plec de aici îmbogățită. Mă gândeam așa în timp ce vă ascultam că societățile de demult, înțelepții societății erau bătrâni, erau puși pe primul loc. Erau cei la care veneau tinerii să învețe, să se informeze. Și astăzi simt că s-a întâmplat un pic din acest lucru. Am avut ocazia să ascult lucruri pe care nu le știam. Am avut ocazia să văd poze cu această stațiune pe care nu l-am văzut. Și vă mulțumesc că m-ați primit atât de curios. Eu mă aflu aici în colaborare cu proiectul În Context, la Centrală. M-am mutat din București, special pentru acest proiect și cred că acest lucru cumva spune tot prima.
spune că am găsit un loc foarte frumos în care pot să mă desfășor și un proiect la Centrala în Context, care eu cred că poate concura lejer cu ceea ce se întâmplă în capitală și nu numai, la nivel internațional. Dar pentru acest lucru avem nevoie de susținerea voastră. Nu cred că se poate face nimic în individualitate, în societate, și avem nevoie de susținerea comunității pentru a aduna voluntari. Dorim mult să lucrăm cu tinerii din societate. Am întâlnit copii la școală, unii doamna directoare ne-a susținut, cu care lucrăm, cărora vrem să le dăm oportunitate. Înțelegem cumva faptul că tinerii pleacă pentru că nu au oportunități. Și noi acum am adus oportunitatea ca ei să colaboreze cu noi și cu o echipă întreagă pe care o avem în spate. Avem colaboratori din toată țara și nu numai. Și dorim să lucrăm pe această parte de educație, să aducem partea sectorului cultural din Slănic la un alt nivel. Dorim să se vină cu drag la noi la centrală. Iar primul eveniment la care vă invităm este pe 17 decembrie, la un târg de Crăciun, unde oferim produse sustenabile. Și încercăm să aplanăm un pic consumerismul de Crăciun, să devenim cadouri cu suflet. Vă pentru dumneavoastră personal. Ne-am întâlnit zilele acestea și am ținut foarte mult să-i vezi pe cineva din partea proiectului în context, de altfel și doamna comunici are o apreciere. Aici vă mulțumim tare mult. Vă rog, dacă mai dorește cineva, domnul Dascălu, vreți să ne spuneți câteva cuvinte, nu? Da, domnule. Vă rog, domnul Mucan. Sunt născut, crescut cu arbore genealogic pe Valea Slănicului. Datorită domnului primar am reușit să realizăm cel mai important lucru din stațiunea Slănic-Mocova. Mă refer aici la statutul izvoarelor de apă minerală, care datorită domnului primar, și acum știu exact, efortului care l-a făcut și financiar și al lobby-ului, am reușit să transferăm izvoarele de la Slănic Moldova la comunitate, pentru ca nimeni să nu se atingă de această bogăție naturală în viitor. Iar pentru asta, încă o dată, îi mulțumesc domnului primar. Mulțumesc! Domnul Dascălu, desigur că mă simt vinovat. N-am avut ocazia să vorbim în particular așa, dar domnul Dascălu a înțeles foarte bine acest transfer și apreciez, pentru că nu este ușor, de altfel eu fiind și om de afaceri, să-ți lași aproape tot ce ai agonisit pentru comunitate. Este ceva care se face numai de către oameni care iubesc locul. Și eu am o apreciere deosebită și vă mulțumesc tare mult. Am cunoscut-o pe tanti Geta, pe mama dumneavoastră și pe oameni speciali de aici. Și cred că, după ce nu mai suntem, vom rămâne prin aceste fapte bune, prin aceste contribuții pe care fiecare le are în comunitate. Și vă mulțumesc tare mult. Vreau să citesc, pentru că mai sunt persoane care au diplomă și nu sunt de față, doamna învățător Elisabeta Bejan, doamnei profesor Bejenaru Ana, doamnei profesor Viorica Botezatu, doamnei profesor Bordeianu Georgeta, doamnei profesor Eugenia Comănici, doamnei profesor Elena Ionescu, doamnei profesor Melinte Denisia, doamnei profesor Moraru Genoveva, doamnei profesor Lidia Ștefănescu, asistent medical Olga Purice. În principal am avut în vedere oameni care au ieșit la pensie și anul acesta a fost așa o primă ediție a acestui eveniment, dar vă rog să, acum cât nu se răcește treaba, să veniți cu propuneri și anul viitor să apreciem oamenii care au contribuit la dezvoltarea localității noastre. Ajungem în zona medicală, doamna Olga Purice, doamna asistent medical Gherasim Maricica, Barbală Lidia, Maria Pușcașu, doamnei Natalia Botezatu, este pensionară, încă mai lucrează, bineînțeles domnului asistent șef Vasile Pădurariu, care îi dorim multă sănătate, este în preajmă, doamna Țurcanu Valentina, medicii de aici,
domnul Buclea, părintelui Ilie Mircea, o să ne întâlnim cu dumneavoastră imediat la ceremonial, domnul Ionel Petrea și Pavela Vătănii, care sunt la Cultul Eroilor, pensionari de-ai noștri care ne ajută în proiectele noastre, domnul Roșeț Constantin, care a fost unul dintre localnicii care au ajutat, domnul Ionel Angel, jurnistul nostru, este deja pensionar, domnul Mircea Ionel, fost primar de Stănii Moldova, și cei din urmă, ca și cei din tâi, ne-am gândit să-i oferim și domnului Șova, Mircea, de data aceasta, pentru că Bogdan nu este aici, dar o să-i transferăm noi această apreciere. Deja pensionar domnul Șova, dar cu contribuție în zona economică din anii 90, când s-au dezvoltat aceste structuri turistice. Vă apreciez pe fiecare în parte și pe toți la un loc. Vă mulțumesc tare mult că ați îmbogățit acest eveniment al nostru de anul acesta, de astăzi. Vă invit să participăm la programul în continuare, la programul pe care îl avem. Aici afară avem și un coffee break și mai stăm puțin de vorbă. Mai poate, dacă nu vă cunoașteți cu anumite persoane, vreți să schimbați datele de contact. Eu vă mulțumesc tare mult și încă o dată un salut pentru toată lumea și vă invităm să reveniți pentru cei care astăzi ați venit la noi, să reveniți și să vedeți dacă lucrurile se îmbunătățesc la Stănii Moldova. O zi încărcată de emoții, vă doresc sănătate, bucurii, sărbători fericite pentru că vin sărbătorile și mulțumesc încă o dată mult pentru tot ceea ce faceți pentru Stănii Moldova și pentru semeni în general. Vă mulțumesc mult!